A virat stânga fără să se asigure și a ajuns într-o autoutilitară. Șoferul unui autoturism s-a grăbit să iasă de pe un drum fără prioritate din localitatea clujeană Căpușul Mare și a provocat un grav accident de circulație. Conducătorul auto, care circula regulamentar, nu a mai avut timp să frâneze și a lovit în plin autoturismul. În urma impactului, 4 persoane au ajuns la spital. A ieșit fără să se asigure și asta s-a întâmplat o fracțiune de secundă. A fost suficientă o secundă de neatenție pentru ca mașina care ieșea de pe un drum fără prioritate să fie lovită de o autoutilitară care circula regulamentar. Aveați viteză sau dânsul avea? În jur de vreo 60. 50. În urma impactului, 4 persoane au fost transportate la spital de 3 ambulanțe smurt, sosite la fața locului. Șoferul care a produs accidentul a fost cel mai grav rănit, spun martorii care au văzut cum s-a întâmplat totul. De aici venea și eu vreau să treac, să meargă în sus. Și microbuzul ăla albastru a venit cu, mă rog, cu ce viteză, nu știu, și tot m-a luat în partea șoferului, care a fost, el a fost cel mai grav, rănit.